Zborul cu avionul este una dintre cele mai uluitoare descoperiri ale omenirii. Pentru unii a ajuns la fel de banal ca și mersul cu autobuzul. Dacă ne gândim că tăiem aerul cu viteze amețitoare la peste 10.000 de metri altitudine, uneori ne cam apucă frica, dar e normal să fie așa, pentru că noi nu cunoaștem anumite lucruri despre avion și despre zborul în sine. În filmulețul pe care îl vom urmări, vom încerca să lămurim împreună măcar câteva din aceste lucruri și data viitoare când ne vom îmbarca într-un avion, să fim mult mai relaxați. Să nu mai stăm cu frica în sân așa la orice mișcare. Ok, hai să vedem! Și vouă vă e frică de avioane sau de zbor? Atunci puneți-vă centurile de siguranță și pregătiți-vă de aventură. Ca să fiți cât mai liniștiți în timpul zborului, permiteți-mi întâi să vă spun câte ceva despre avionul în care suntem. Scuze, eu sunt comandantul. O aeronavă ca aceasta nu se face așa cu una cu două. Până la urmă e și asta o știință și există oameni care știu să transforme asta într-un avion adevărat. Întâi se face planul. Aici oameni care se pricep la desen tehnic încep să pună pe foaie detaliile avionului. Apoi urmează producția propriu-zisă. Părți întregi de avion sunt construite conform celor mai riguroase norme de calitate și siguranță. Toate sunt inspectate cu grijă atât de specialiști cât și de roboți. Între noi fie vorba, noi berzele suntem mai pricepute la asta. Dar în afară de Icar, nu ne-a chemat nimeni la inspecție. 1, 2, 1, 2, faceți toți la fel ca noi. Piesele sunt transportate și gata să fie asamblate. Culmea zborului, dragii mei, e că piesele de avion sunt transportate tot cu avionul. În 2 timp și 3 mișcări, gata. Se asamblează și aeronava este gata de cele mai dure teste. Să înceapă distracția. Aeronava e testată și răstestată până... De fapt, e testată până când nu mai rămâne niciun punct neverificat. Suntem atenți la rezervor, la cabină, la roți, la aripi, care, apropo, sunt făcute să fie flexibile. De asta uneori vibrează în aer și ăsta e un lucru bun să știți, că nu trec precum cuțitul în brânză prin cer. Avionul este proiectat să reziste la cele mai grele, să mă ierte, doamnele, sarcini. Și să nu uităm turbina. Nu știu dacă v-ați întrebat vreodată cum se verifică, așa că vă spun eu. Pentru a-i se testa rezistența, se iau pur și simplu la aruncat lucruri în ea. Așa se testează circuitele electrice de la bord și programele de zbor. Toate computerele și softurile sunt atent testate să reziste oricărei situații, chiar și pentru cele mai intense solicitări. Trei, doi, unu, gata! Aeronava este bună de zbor și abia au trecut 10 ani. De asta nici nu apar modele noi unul după celălalt. La așa timp de producție, acum roboții își fac și concediu, nu? Cât se testează aeronava, se testează și piloții. Din oameni simpli, după teste, examene și multe simulări, ajung super oameni. Oricum, într-un zbor ca acesta, piloții sunt doi. Niciodată nu rămâne unul singur. Nu de alta, dar pilotul automat, să știți că nu-i cel mai vorbăreț din cașcă. Nu-i bai, fără panică, e loc pentru toată lumea. Nu degeaba un avion ca asta poate să suporte de fapt de două ori cât îl încărcăm noi. Dragi pasageri, vă vorbește comandantul. Vă rugăm să vă puneți centurile și să stați relaxați ca să nu faceți febră musculară. Știu, vă așteptați la cafele. De fapt, însoțitorii de zbor au cu totul alt rol. Sunt gata oricând să intervină dacă e vreo problemă și au grijă de siguranța și confortul vostru. Cafeaua e așa un hobby de-al lor. Suntem gata de decolare? Vânt?
Numai bun. Pista? Dreaptă. Soare? Peinajul rezistă. Cauciucurile perfecte. Nu vă faceți griji, așa trebuie să fie ele. Cauciucurile au mai multe straturi care la fiecare aterizare năpârlesc precum pielea șarpelui, așa că nu e nicio problemă. Ne anunță singure când trebuie schimbate. La fel și întregul avion. Toate piesele sunt înlocuite obligatoriu într-un interval de 6 ani, așa că putem spune că nu există avioane vechi. Să pornim! Și decolăm! Doamnelor, domnilor, dragi copii, suntem în zbor! Pe dreapta aveți cerul, pe stânga aveți tot cerul. Am atins altitudinea potrivită. Începem zborul de croazieră. Bucurați-vă de priveliște și hai să plutim lejer. Să nu uit, centura de siguranță trebuie purtată obligatoriu ori de câte ori personalul aeronavei vă indică acest lucru. Indiferent de condițiile meteo, noi, comandanții, știm totul mereu. Avem radare performante și ținem în permanență legătura cu colegii de la sol, de la turnul de control, mă scuzați de rimă, ca să reglăm traseul din timp pentru a evita majoritatea turbulențelor. Acum, aerul e aer și e imprevizibil, așa că uneori le mai întâlnim și în ruta noastră. Dar stați liniștiți, știm ce să facem. Pentru avion, oricum e ca o joacă de copii. Dacă eu sunt aici și voi acolo, cine pilotează? Stați relaxați. Chiar dacă suntem doi piloți gata să facem față oricărei situații, în realitate zborul este monitorizat și de pilotul automat, așa că o mică plimbare ca să-mi desmorțesc și eu aripile nu strică. Ia să vedem ce se mai întâmplă pe afară. Gheață pe aripi? Păi normal, doar ce credeți că aici e ca în Caraibe? E un fric de țin gheață penele. Chiar și așa? Aerul fierbinte se plimbă prin aripi, așa că este imposibil să se depună gheață. Suntem pregătiți de aterizare. Turnul de control! Turnul de control! Primiți cu aeronava! Primim! Perfect! Ne punem în poziție și începem procedura de aterizare. Acum să ne înțelegem, cea mai bună aterizare e cea fermă. Vă ziceți că nu, că vă strungine. De fapt, asta e fermă și sigură pentru că viteza se reduce rapid și aderența e mai puternică pe piste umede sau înghețate. Ceața la aterizare, credeți-mă, nu e nicio problemă. Noi putem să aterizăm și legați la ochi. Singurele lucruri care ne mai împiedică uneori sunt dotările aeroporturilor, nici de cum ale avionului. Dar ne ducem repejor către cel mai apropiat loc unde se poate ateriza în siguranță. Ascultați la comandant. Dacă vedeți condens pe aripi la aterizare, nu vă ciupiți, căci nu visați. Așa este. Și e perfect normal. Aeronava este rece, aproape la minus 60 de grade și se încălzește mai greu. Dar asta nu înseamnă că e vreo problemă cu aripile. Și asta a fost aventura noastră. Data viitoare, când sunteți la bordul unui avion, stați fără griji. Atât noi, echipajul, cât și aeronava, suntem pregătiți să vă facem zborul cât mai plăcut și mai sigur. Vânt în aripi și să ne vedem cu bine! Ei, v-ați mai lămurit măcar puțin? Eu sigur am făcut-o. De acum voi privi cu alți ochi toate temerile pe care le aveam înainte. Și știi că sunt pe mâini atât de bune, normal că mă voi bucura de zbor și voi lăsa toate gândurile negre pe care mi le făceam înainte. Așa că zboruri plăcute și să ne vedem cu bine! Nu-i panică! E loc pentru toată lumea! Nu degeaba o aeronavă! Nu-i panică! Pardon! Nu-i bai! E loc pentru toată lumea! Păi nu degeaba o aeronavă! Nu degeaba o aeronavă! O aeronavă! Nu-i bai, mă, că e loc pentru toată lumea, mă! Nu, deja, ba, aeronava asta poate să suporte de dauri cât o încărcăm noi. Da, ci, pare că nu îți poate, dar e loc pentru toată lumea. Nu, deja, ba, aeronava asta poate suporte dublu de cât o încărcăm noi, dar poate, da, ci, vorbim noi așa. Bă, fraților, vă speriați, nu-i pare că e loc pentru toată lumea. Bă, nu, deja, ba, aeronava asta poate suporte dublu cât o încărcăm noi, păi da.